Doamnelor, domnilor, bun găsit la știrile Alba TV. În cartierul Alba Iulian, Lumea Nouă, există un sector anume care te introduce fără menajamente în adâncurile sărăciei ale precarului uman. Aici își duc existența într-o lume paralelă cu civilizația, oameni părăsiți de soartă, rupți de cunoaștere și progres. Printre blocuri și cămine studențești, se reazămă de peisaj bărăci încropite de avalma cu garduri într-o rână și acoperișuri neglijente ca pălăria pe ureche surdă. Haihui și hidos suguiate, precum buzele injectate cu botox, de dame subțiri în ruș. Ișcolo pe sfoară, sârmă sau pălan stau întinse la uscat rufele purtării viitoare. Zona respectivă arată ca magazia unui negustor de trăznăi. Supărat că a călcat pe greblă, aici doi saci lângă o ușă de termopan, ceastup opulent, intrarea într-o baracă mai răsărită, dincolo o antenă parabolică înfiptă fudul în zid ploștit sub tencuială, mai încolo un recipient pentru gunoi, înconjurat de mizerie. La doi pași distanță, o gură de canal fără capac pune la cale de întuneric ruperi de picioare pe patru cărări. În sărăcia locului, lătrată de câini visând mămăligă, își fac auzită prezența câteva orătănii și niște porci în devenire, îngrămădiți într-un spațiu neindicat dobitoacelor, suferind de claustrofobie. Toate ca toate, dar mirosul cel răspândește în jur cotețul porcin, închide geamuri la apartamente, sufocă respirația, mută nasul. Dacă s-ar putea filma mirosul, a stinge instantaneu televizoarele. Din fericire, nu e posibil așa ceva, dar locuitorii din blocurile vecine sunt nevoiți să suporte groaznica duhoare, căci stăpânul porcilor îi sfidează, nu are obraz sau, dacă are, e din șoric. În consecință, ar fi cazul ca organele abilitate să facă ordine în zonă, fie că e vorba de administrația locală, fie că e vorba de Direcția Sanitar-Veterinară sau de Direcția de Sănătate Publică, să se autosesizeze și să pună lucrurile la punct. Asta cât mai repede, până când nu izbucnește vreun focar de infecție.